Stimați miri, stimați nuntași, iubită Biserica Domnului Iisus Hristos, vă invit respectos în numele Mântuitorului Iisus Hristos să vă ridicați în picioare în semn de respect, citind împreună din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Efeseni, capitolul 5. Efeseni, capitolul 5, versetele de la 20 la 33. Să citim cu respect și cu atenție cuvântul Domnului. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își va iubi nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și oz din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Vă invit să vă aplecați capetele pentru rugăciune. Tată Ceresc, suntem în fața Ta, alături de Laurențiu și Rodica, în calitate de miri, suntem în fața Evangheliei Tale, prin care Tu ne vorbești, și în calitate de muritori, între aceste două limite ale existenței, naștere și moarte, ne confruntăm în dimineața aceasta cu Evanghelia Ta. Doamne, binecuvintează cuvântul Tău în inima noastră. Te rugăm nespus să faci dimineața aceasta nu doar un moment de sărbătoare, ci sărbătoarea întâlnirii cu Tine. Vorbește fiecărei persoane. Tu cunoști toată asistența aceasta, bărbați și femei. Atinge-i pe fiecare. Lasă dragostea Ta, Doamne, să fie o soluție pentru toate problemele vieții. Binecuvintează, Doamne, și sfințește și, în mod deosebit, binecuvintează mirii care în dimineața aceasta au venit uniți în dragostea lor la Tine, să binecuvintezi viața lor de familie și să o faci un colț de rai unde mereu să fii prezent. Mulțumim pentru cuvântul care ni-l vei da și cerem din partea Ta ungere și har și ne închinăm că ne asculți în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumesc, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Frate Laurențiu, sora Rodica, aceasta este ziua la care ați visat de mult. Astăzi visele voastre devin unul, astăzi destinele voastre devin unul și de astăzi înainte nu veți mai fi niciodată singuri. Toată singurătatea voastră din serile târzii în ziua aceasta se încheie și de astăzi înainte veți fi una și veți împărtăși secretele voastre, bucuriile voastre, dificultățile voastre și Dumnezeu va fi cu voi. Astăzi este nunta voastră și vă binecuvântăm. Frate Laurențiu, regretăm și noi ca și tine faptul că fratele Stelian în calitate de tată și sora Marioara, cea care ți-a dat viață, astăzi nu sunt aici, în ziua bucuriei tale, însă prin tehnologia online ei te văd, se bucură de tine, se bucură de visul tău împlinit. Se bucură că au crescut un copil cu minte, serios, care, deși a călătorit prin lume pentru visul lui, a fost demn și pocăit, a trăit cu Dumnezeu și iată Dumnezeu astăzi este o soție pocăită. Nu veți avea o fără cuvântată.
să se împlinească și noi, Biserica Domnului, frații, surorile, rudele, prietenii, adunați de peste tot, mai de aproape, mai de departe, suntem alături de dumneavoastră, suntem alături de această sărbătoare în care vrem să ne implicăm cu toată responsabilitatea noastră, pentru că, sincer să fim, trăim într-o țară unde valorile familiei s-au pierdut. De aceea familia nu mai tentează, nu mai reprezintă un ideal pentru cei mai mulți oameni. Drept pentru care familia a fost înlocuită cu relația de concubinaj, oamenii trăiesc împreună o vreme, renunță și schimbă partenerul, cu tot felul de aventuri sau cu o viață de familie individualistă unde unitatea nu este prezentă. În Sfânta Scriptură, familia este comparată deseori cu o casă. La sfârșitul predicii de pe munte, însuși Domnul Iisus Hristos folosește exemplul acesta atunci când vorbește despre importanța familiei. Pilda celor două case poate fi aplicată pentru viața personală spirituală, cât și pentru viața familiei. Domnul Iisus prezintă două case. Amândouă erau asemănătoare, însă în partea unde nu se vede, erau foarte diferite. Ceea ce se vede, ceea ce izbește ochiul, ceea ce poate fi apreciat prin criterii de evaluare, era relativ asemănător. Aveau geamuri, uși, acoperiși, toate amândouă casele erau identice. Dar undeva în pământ, unde nu se vede, unde nu pătrunde ochiul omului, acolo la temelie, era o foarte mare diferență. Una era zidită pe stâncă și avea temelia puternică, alta era zidită pe nisip și nu avea niciun fel de temelie. Când vremea a fost frumoasă, casele au fost la fel și întrebuințarea lor a fost pe măsură. Când au venit momentele de criză, vânturile, furtunile, atunci una dintre cele două case s-a prăbușit. Explicația a fost din partea casei, care nu se vede. Lipsa temeliei și așezarea ei pe un loc relativ, instabil, a făcut ca în momente de criză să se prăbușească. Unul din două sau două din trei familii, depinde de continentul, de țara unde privim, se destramă. În ciuda faptului că pornesc în tinerețe, cu vise frumoase, iubindu-se unul pe altul, dar până la urmă, ce este iubirea dacă acolo unde există ea nu este Dumnezeu prezent? Este doar o pasiune? Este doar o emoție care se stinge odată cu întrebuințarea ei? În această dimineață suntem alături de acești doi tineri, am cântat pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru bucuria lor, vom rosti cuvântul pentru Laurențiu, Marius, Stoia și pentru Rodica Fofiu în calitate de miri, dar și pentru fiecare persoană care se teme de Domnul și crede că în procesul acesta al desăvârșirii, al călătoriei spre cer, încă nu este desăvârșită în toate aspectele componente ale vieții. De aceea vrea din nou, cu smerenie, cu modestie, să se confrunte cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Exemplul pe care vi l-am dat cu casele din Scriptură, Matei capitolul 7, confirmă faptul că lucrurile încântătoare de la suprafață depind de cele din interior, care nu se văd. Casa construită de omul înțelept a rezistat oricărei încercări și dificultăți, timp în care casa construită de omul fără minte, pe nisip, s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Ea s-a prăbușit pentru că nu a avut o temelie ancorată de un sol tare. Ceea ce a făcut diferența între cele două case, între tragedia celei prăbușite și bucuria celei rămase în picioare, a fost temelia. În dimineața aceasta, frate Laurențiu, sora Rodica, la nunta voastră aș vrea să predic despre nevoile familiei. Familia este un vis frumos. În familie există prezent Dumnezeu. Și chiar dacă familia se confruntă cu multe dificultăți, cu boli, necazuri, deseori neînțelegeri, tot felul de presiuni negative din afară, în interiorul familiei există resurse de supraviețuire.
Te ridici, te scuturi de praf, ștergi lacrimile și te duci mai departe. Dar pentru ca o familie să aibă resurse, nu numai pentru vremurile bune, nu numai pentru vacanță, nu numai pentru honeymoon, pentru luna de miere, ci pentru toate momentele vieții și cele mai grele, este nevoie de anumite lucruri. Care sunt acestea? Care sunt nevoile? Voi aveți vârsta suficientă ca să le anticipați. Însă din Evanghelie pentru voi și pentru toată asistența prezentă la nunta voastră, aș vrea să rostesc acest cuvânt de predică. Păstrând în atenția noastră învățătura pe care a oferit-o Domnul Iisus Hristos în această pildă, putem spune că multe familii se destramă pentru că partenerii, soțul și soția, se concentrează asupra lucrurilor de suprafață. Ușile casei, ferestrele casei, acoperișul casei, vopseaua pereților, mobilierul din interior, lucrurile de suprafață. Fără ca oamenii să se concentreze la lucrurile din interior, lucrurile de suprafață sunt plăcerile, posesiunile, faima, celebritatea, petrecerile, prietenii și altele asemănătoare acestora. Trebuie să fim sinceri, aceste lucruri sunt prioritare pentru foarte mulți oameni. Mulți oameni nu vin la biserică pentru o plăcere pe care și-o permite în altă parte decât serviciul divin. Mulți oameni nu vin la biserică pentru alte lucruri care sunt prioritare în viața lor. Mulți oameni nu au timp de rugăciune, nu au timp de citirea Bibliei. Aceste lucruri par prea simple, demodate, fără valoare pentru ei. Însă altele sunt mai importante, cele care se văd și prețuiesc partea vizibilă a casei, ca și cum n-ar exista furtuni în viața aceasta. Uitând că într-o zi se face cerul negru, și vine vântul mai tare decât de obicei. Și dacă nu există lucrurile invizibile, temelia, atunci casa aceasta se prăbușește și prăbușirea este mare. Dacă lucrurile de la suprafață sunt cele menționate mai devreme, lucrurile din interior, deseori neglijate, sunt moralitatea, cunoștința voiei lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu în Scriptură, consacrarea pentru Domnul și slujirea Lui, comunicarea între parteneri și comunicarea familiei cu Dumnezeu și multe altele asemănătoare acestora. Un sondaj recent arată că în America 80% dintre adolescenți își pierd virginitatea înainte de căsătorie. 70% dintre ei nu acceptă autoritatea părinților, autoritatea școlii, autoritatea statului sau a bisericii. 80% dintre ei experimentează decepție în prima dragoste, adică se îndrăgostesc timpuriu de o altă persoană la fel de prea tânără, focul pasiunii se ridică dincolo de limitele rațiunii și pentru că nu au capacitatea să administreze sentimentele acestea atât de puternice, ei se trădează unul pe altul și în prima lor dragoste au o teribilă dezamăgire, o dezamăgire care îi urmărește restul vieții. Și chiar când vine dragostea adevărată, mai târziu, când își găsește un băiat sau o fată serioasă, ei nu mai au încredere în dragoste, pentru că au fost înșelați în prima încercare. Întotdeauna prima încercare marchează restul repetărilor în viața noastră. De aceea ar fi bine să nu eșuăm în prima încercare, pentru că eșecul și falimentul din prima încercare ne marchează pentru restul vieții, dându-ne o neîncredere permanentă. Și mintea noastră mereu se ridică un semn de întrebare care vine din instinctul de conservare al existenței umane. Oare nu se va repeta tragedia? Oare nu mă va minți și el? Oare nu mă va minți și ea? Cât succes vom avea sau cât succes vor avea acești tineri în viața de familie dacă pornesc deja înfrânți? Nu-i de mirare că cel puțin jumătate din familiile care se întemeiază sfârșesc prin divorț, încercând din nou sau nu. De ce este nevoie pentru ca o familie să fie fericită? În bisericile evanghelice, mereu și mereu la nuntă, dincolo de cântări, dincolo de bucurie, dincolo de mâncare, în absența alcoolului, există și o predică din Evanghelie, pentru ca acești doi tineri care vor să fie fericiți, să știe și cum să fie fericiți. Pentru ca ei să fie fericiți sunt lucruri pe care nu trebuie să le facă niciodată.
Și sunt lucruri pe care trebuie să le facă întotdeauna. Și această știință vine de la Dumnezeu și trebuie să guverneze principiile existenței familiei voastre. Observați, vă rog, că în Efeseni, Apostolul Pavel, în capitolul 5, locul pe care l-am citit, face o comparație între Hristos ca și mire și biserică ca și mireasă, logodnică, între soț și soție. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre câteva nevoi care dau tărie, dau permanență unei familii. Și prima este nevoia de legământ. Concubinajul, pasiunea dintre un bărbat și o femeie, se stinge relativ repede. Pentru că sentimentele pe care noi le numim de iubire, vine o vreme când se aprind și vine altă vreme când se sting. Câți dintre noi, în viața de familie, cei care am trecut de 15, 20, 25 de ani, nu am simțit altceva în loc de sentimente puternice de apreciere, admirație și iubire, așa cum le-am simțit înainte de căsătorie sau în primul an de căsătorie? Câți? Ce vreau să spun este că sentimentele oamenilor sunt foarte oscilante. Astăzi, datorită unor circumstanțe și stări de suflet, simți că iubești un om și nici moartea nu te va despărți de el. Și mâine simți că nu-l mai poți suferi. Și sub presiunea sentimentelor și a nervilor îi adresezi cuvinte pe care le regreți peste o zi sau două. Și spui, cum mi-am permis să spun asta? De ce am luat decizia asta? Ce rău îmi pare că am plecat? Ce rău îmi pare că nu mi-am cerut iertare? Oamenii la nervi uită de iubirea de ieri. Dacă dragostea este așa de oscilantă, ce anume ține pe cei doi împreună în momentele de criză? Legământul. Legământul căsătoriei exprimă angajamentul soțului față de soție, angajamentul soției față de soț, angajamentul partenerilor față de Dumnezeu și angajamentul lui Dumnezeu față de ei. Iată dar că legământul căsătoriei implică trei persoane. Soțul, soția și Dumnezeu. Laurențiu Rodica și Iisus Hristos, Mântuitorul lor, sunt acum aici împreună pentru angajamentul căsătoriei. Și în momentele de criză, care vor fi mai mari, mai mici, mai dese, mai rare, Dumnezeu care e astăzi alături de voi și împreună cu voi, o să vă ofere resursele pe care voi nu o să le mai aveți. Resursele oamenilor sunt atât de limitate. Omul poate suporta doar puțin, poate răbda doar puțin, poate iubi relativ puțin, poate ierta aproape deloc. Dacă nu e Dumnezeu cu omul să pună permanent picătura de resurse unde s-a epuizat, omul ajunge la capăt, la limită și spune, m-am săturat, nu mai pot, falimentează, renunță și ia lumea în cap și pleacă. Ceea ce dă trăinicie unei familii este prezența lui Dumnezeu. Laurențiu și Rodica, voi astăzi nu sunteți în fața ofițerului stării civile, ați fost deja. Astăzi sunteți în fața lui Iisus Hristos. V-a promis în apa botezului că o să vă ocrotească. Vă întreb în prezența la aceste sute de oameni, s-a ținut de cuvânt? V-a promis că va fi cu voi în orice împrejurare, s-a ținut de cuvânt? Și a adus aminte de angajamentul lui? A avut puterea să-și împlinească promisiunea? Da. Ei bine, astăzi el intră cu voi din nou într-un alt legământ. Intră în legământul căsătoriei. Și așa cum s-a ținut de cuvânt în relația lui cu fiecare dintre voi în apa botezului, se va ține de cuvânt de astăzi înainte în ceea ce privește familia voastră, copiii pe care Domnul o să vi-i dea, problemele prin care veți trece, dificultățile cu care vă veți confrunta. Dar astăzi voi vă implicați într-un legământ. Laurențiu este legământul tău cu Rodica. Rodica e legământul tău cu Laurențiu. Familia Stoia, Laurențiu și Rodica, e legământul vostru cu Domnul, după cum este legământul lui cu voi. Acest legământ trebuie făcut în mod conștient, în mod voluntar, în mod personal. Este legământul vostru cu Domnul. Acest legământ vă garantează vouă că atunci când va veni ploaia, undeva va fi un curcubeu. Și curcubeul acela o să fie mesajul lui Dumnezeu către voi, nu vă speriați, ploaia se oprește. Și vine soarele și norii se risipesc și cerul din nou e senin. Să nu vă speriați.
Faptul că astăzi vă implicați într-un legământ vă va da dreptul justificat într-o zi când vine ploaia să sperați că nu sunteți singuri. N-aveți nevoie neapărat de rude bogate, nici de prieteni cu faimă. Dacă le aveți e bine, dar dacă nu le aveți, să nu vă subapreciați. Cu voi este cel care a făcut compoziția aurului, a platinei și a celor mai scumpe materiale. Cu voi este cel care a dat minte oamenilor să inventeze hârtii pe care cărora le-au dat valoare financiară. Cu voi este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Dar legământul care vă dă vouă bucurie și siguranță, să nu uitați că în același timp vă obligă pe voi. Vă obligă pe voi să vă împliniți cuvântul față de el. Să fiți credincioși. Laurențiu, să o iubești pe Rodica, pentru că astăzi tu vei depune legământ că te angajezi să faci acest lucru, nu numai când ea este foarte amabilă cu tine, nu numai când ea are un comportament pozitiv, ci și atunci când eșuează și se comportă mai neplăcut. Iar tu, Rodica, te vei angaja astăzi să te subordonezi autorității pe care el o are, nu datorită intelectului superior, nu datorită faptului că bugetul lui e mai mare decât al tău, nu pentru faptul că este mai grozav, ci doar pentru faptul că el este capul familiei, după cum Hristos este capul lui. Această înțelegere trebuie să determine termenii legământului în care vă implicați astăzi. Dacă voi vreți să fiți o familie fericită, dacă dumneavoastră sunteți o familie fericită, este pentru faptul că în orice familie există un legământ. Un legământ care trebuie păstrat. Un legământ care are termeni ce obligă și oferă. Definiția familiei este dată de Dumnezeu. În Maleahii, capitolul 2, versetul 14, Scriptura spune: Domnul este martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Măcar că ea este și tovarășă și nevastă, ai încheiat un legământ cu ea, tu nu i-ai fost fidel. Observați? Tovarășă și nevastă. Legământ. Rodica, tu vei deveni nu numai soția lui Laurențiu, vei deveni tovarășa lui. Tot timpul de mâna lui, de brațul lui, va fi aceeași persoană. Tovarășa lui, soția lui. Ăsta este legământul. Laurențiu, la fel, iar voi amândoi de brațul Domnului. Observați, legământul este între soț și soție, între soție și soț, între soț și Dumnezeu, între Dumnezeu și soț. A doua nevoie pe care vreau să o prezint din Scripturi este nevoia separării de lume. Lumea nu înseamnă oamenii, ci înseamnă spiritul care guvernează prioritățile și valorile oamenilor. Lumea nu înseamnă oamenii, ci înseamnă spiritul care guvernează prioritățile și valorile oamenilor. Ei bine, voi trebuie să vă separați de aceste valori și de aceste priorități. Voi știți care este prioritatea unui om fără Dumnezeu duminică dimineața? Știți diferit de asta care este prioritatea unui creștin născut din nou? Știți care este prioritatea unui om când se trezește dimineața? Ce face primul sau al doilea sau al treilea lucru? Puteți anticipa. Există acolo rugăciune, citirea Bibliei? Dar ce face un om născut din nou? Care sunt prioritățile lui? Există diferențe între prioritățile unui creștin născut din nou, nu unul care doar vine la biserică pentru că așa s-a obișnuit, de copil a venit. Ci vorbesc despre o întâlnire cu Iisus Hristos la vârsta adultă, când personal îl alegi, nu e vorba de alegerea lui mama. Există diferențe de priorități? Da. Există diferențe de valori? Da. Există diferențe de comportament? Da. De aceea Scriptura, cel neprihănit de 1000 de ori să cadă, el se ridică, pentru că are cine să-l ridice. În această dimineață, pe lângă nevoia de legământ, vreau să vă spun că este nevoie de separare de principiile, de valorile și de prioritățile lumii. Să vă lăsați guvernați de voia lui Dumnezeu. Să stați înaintea lui Dumnezeu ca o familie care acum vă formați și aveți privilegiul să implementați valorile Bibliei și să eliminați valorile nebibliei. Principiile Bibliei și principiile nebibliei. Pe primele să le aduceți, pe cele de pe locul 2 să le eliminați. Este nevoie să nu încurajăm relațiile cu lumea
și să nu ne identificăm cu valorile și prioritățile ei. Observați versetele 7 și 11. Biblia de două ori spune deloc. Lăsați-mă să citesc pentru voi. Să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Deloc să nu vă întovărășiți cu ei. Să nu aveți tovarăși cu care mergeți la jocuri de noroc. Să nu aveți tovarăși cu care mergeți în locuri păcătoase, murdare. Deloc, spune Biblia. Iar în versetul 11, să nu luați parte deloc la lucrările întunericului. Veți fi și tați murit. Dar Biblia spune, feriți-vă și nu vă implicați deloc. Astăzi, pentru că voi vă formați ca o familie, lăsați ca componentele de comportament, de valori, de principii, care guvernează viața voastră de familie, să fie biblice. A treia nevoie pe care o găsim în Scriptură este nevoia de sfințire. Separarea de lume nu înseamnă neapărat sfințire. Separarea de lume nu înseamnă neapărat sfințire. Sfințire înseamnă un lucru diferit de separarea de lume. Absența lumii nu înseamnă în mod automat prezența lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre cei doi termeni, moralitate și spiritualitate, facem următoarea explicație. Moralitatea presupune relația omului cu oamenii în ceea ce privește comportamentul lui. Nu trebuie neapărat să fii creștin ca să fii moral. Sunt foarte mulți atei, budiști, musulmani, care sunt foarte morali. Moralitatea nu este neapărat un semn al nașterii din nou. Semnul nașterii din nou este spiritualitatea. Spiritualitatea e relația omului cu Dumnezeu. Moralitatea e relația omului cu omul. Un om poate fi moral fără să fie spiritual, dar nu poate fi spiritual fără să fie moral. Adică poți să te înțelegi bine cu oamenii fără să-L cunoști pe Domnul, dar nu-L poți cunoaște pe Domnul fără să te înțelegi bine cu oamenii. Moralitatea este expresia spiritualității, adică a relației cu Dumnezeu. De aceea încurajați sfințirea. Dacă este un timp de rugăciune, faceți efortul să fiți prezenți. Nu-L ajută pe pastor, vă ajută pe voi. Dacă este un timp de studiu biblic, fiți prezenți dacă este posibil. Studiu biblic nu e demodat. Studiu biblic nu e privilegiul baptiștilor. Studiu biblic e privilegiul oamenilor născuți din nou. Și unde se studiază Scriptura pentru suflet, ca un instrument de maturizare, de apropiere de Dumnezeu, de cunoașterea voii lui Dumnezeu, voi trebuie să fiți prezenți. Puneți în familia voastră nu numai idealuri, vrem o casă, vrem o mașină, vrem serviciu, vrem vacanța anuală sau trianuală, nu. Puneți și aceste priorități, temelia, vrem rugăciune, vrem post, vrem smerenie, vrem pocăință, vrem prezență la adunare, vrem punctualitate. Asta definește familia Stoia. Nu doar casa, nu doar mașina, nu doar alte bunuri materiale. Familia Stoia va fi definită și de lucruri spirituale, nu doar de lucruri materiale, și de idealuri care presupun relația familiei cu Dumnezeu, nu doar plăceri care sunt bune la locul lor, între limitele lor. Scumpii mei, trăim într-o lume care nu mai încurajează valorile familiei, ci doar plăcerea familiei. De aceea, în dimineața aceasta, rostesc aceste cuvinte care sunt din partea Domnului pentru voi și pentru oricine are urechi să le audă. A patra nevoie pe care aș vrea să o prezint în versetul 10 din textul citit este nevoia de scop. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cercetați ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Voi ca familie trebuie să aveți un scop. Niciun om nu face cheltuială de mii de dolari, nu renunță noaptea să doarmă ca să viseze cum va fi în ziua anunții și după aceea, pentru ca să nu aibă un scop cu ceea ce face. Laurențiu, Rodica, voi aveți un scop pentru ceea ce faceți astăzi. Este bine definit în mintea voastră acest scop? Vă aduceți aminte din Scripturi care a fost scopul lui Dumnezeu cu Adam și Eva? Adică cu Laurențiu și Rodica din grădina Edenului? Vă aduceți aminte care a fost scopul lui Dumnezeu? Creșteți! Asta înseamnă bucurie, asta înseamnă fericire, asta înseamnă bunăstare, maturizare. Înmulțiți-vă, asta înseamnă procreere. Umpleți pământul și stăpâniți-l, asta înseamnă responsabilități. Asta înseamnă autoritate. Asta înseamnă administrarea lucrurilor pe care Dumnezeu vi le dă. Acesta este scopul familiei voastre. Fericirea, procreerea
și administrarea lucrurilor pe care Dumnezeu vi le dă și maturizarea voastră pentru ca să fiți din ce în ce mai competenți în slujirea la care Dumnezeu v-a chemat. Acesta este scopul pe care Dumnezeu îl are și cu voi, ca și cu primii oameni în Eden. Preocupare pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Cercetați ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să aveți preocupare să-L cunoașteți pe Dumnezeu din ce în ce mai mult. Doi, trebuie să aveți preocupare pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, versetul 1. Trebuie să aveți preocupare pentru maturizarea voastră ca indivizi, ca oameni. Maturizare în Duhul, maturizare în cunoștință, maturizare sufletească, maturizare familială, maturizare din toate punctele de vedere. Trebuie să creșteți, nu să rămâneți pe loc. Dimpotrivă, fiți plini de Duh, spunea Pavel. Și de asemenea, preocupare pentru fericirea partenerului. Trăiți în dragoste unul cu altul. Laurențiu, nu întotdeauna ai avut față de cine să-ți exprimi dragostea. Și niciodată ca și de acum înainte. Rodica, ești în aceeași situație. Dar de astăzi înainte aveți lângă voi, fiecare, o persoană în care să vă deșertați toată dragostea voastră, toată bunătatea, toată amabilitatea, toată politețea, toată iertarea, toată acceptarea și să fiți toleranți unul cu altul. Acum aveți pe cine să iubiți și pe cine să iertați și câteodată să știți că nu veți avea suficient față de cât va fi nevoie. Trebuie să aveți un scop în viață, scumpii mei. Dincolo de scopul mașină, casă și lucruri materiale, permiteți-vă și scopuri cerești care să se exprime în mod obișnuit în viața voastră. În felul acesta, familia voastră va fi puternică, nu pentru că voi sunteți mai grozavi decât alții care au ieșuat, ci că voi sunteți sub ocrotirea celui prea înalt. 1000 să cadă la dreapta, 10.000 să cadă la stânga. De voi nu se va atinge nimeni, pentru că Domnul o să vă binecuvinteze. O altă nevoie pe care o găsim în Scriptură este nevoia de siguranță. Viața de familie limitează și siguranța este dată de limitele pe care ni le permitem. Vreau să vă întreb, strada are limite? Are. Cum se numește limitele străzii? Trotuar. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista trotuar? Asta înseamnă că noi oamenii am merge pe aceeași stradă cu mașinile. Și ce s-ar întâmpla? Noi ne-am lovit de mașini. Mașina e din metal, noi suntem din carne. Noi am murit și mașina ar continua să omoare pe alții și pe alții. Observați, faptul că strada e limitată garantează securitate oamenilor. Atunci când o familie nu are limite, familia aceea nu are siguranță. Limitele dau siguranță. Când ajungem la o intersecție, găsim culoarea roșie. Dar cei care au verde și circulă pe diagonală, au siguranța că noi respectăm culoarea roșie, ne oprim și îi lăsăm pe ei să treacă. Dacă noi nu am ține cont de limita culorii roșii a semaforului, am trece în intersecție și ne-am lovit de ceilalți care au verde. Iată dar, limitele din viața de familie îți dă siguranță. Dacă nu ai limite, n-ai siguranță. Ce înseamnă siguranță și ce înseamnă limite? Care este una dintre limitele siguranței? Observați, soțul și soția pretinde la partener să îl iubească sau să o iubească doar pe el. Să dea atenție doar lui, ei. Și multe alte exemple pot fi date. Dacă voi nu vă permiteți aceste limite și tu stai mai mult cu prietenii decât cu soția, această libertate care ți-o permiți, nu neapărat că e rea în sine, dar marea problemă ea este că tot timpul crește, legea insuficienței permanente. Ce te satisface astăzi, mâine nu te se mai satisface și vei face un pas mai departe și un pas mai departe. Și nici nu-ți dai seama că faci pașii aceștia. Și te duci mai mult și mai mult și mai mult. Și faptul că nu ți-ai pus o limită și ai trecut dincolo de ea, te face să te duci și mai departe și mai departe și mai departe și mai departe și intervine gelozia, suspiciunea, bănuielile și siguranța s-a dus. De ce? Pentru că nu sunt limite. Limitele sunt o binecuvântare. Faptul că la intersecții este într-o parte culoarea roșie și în alta verde este o binecuvântare. Puneți-vă limite. Cu cât sunt mai înguste, dar nu sufocante, cu atâta siguranța voastră va fi mai mare și încrederea voastră unul în altul va fi mai puternică. Dar dacă nu aveți limite, veți ajunge să vă suspectați unul pe altul, să se nască gelozie în inima voastră și locuind în casă îmbelșugată, gelozia vă va da sentimentul sărăciei, al goliciunii și al neîmplinirii.
Siguranța pe care voi o sperați vine din limitele pe care voi vi le puneți. Spune astăzi, Laurențiu, eu îmi pun limite la vedere. Eu îmi pun limite în relație. Eu îmi pun limite în vorbire. Eu îmi pun limite în timpul petrecut în afara casei. Eu îmi pun limite, Rodica spune, eu îmi pun limite, puneți-vă limite clare și țineți-vă de cuvânt. Iar dacă se întâmplă un accident, ridicați-vă, aveți încrederea că Dumnezeu vă iartă, partenerul vă iartă și reveniți în interiorul limitei. Nu lăsați, nu vă permiteți niciodată să ieșiți. Iar dacă există tendința să spargeți limita, reveniți. Tot timpul verificați-vă dacă sunteți în interiorul limitei. Asta o să vă dea siguranță. A șasea nevoie este nevoia de unire desăvârșită, versetul 31. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Cei doi vor fi un singur trup. Noi oamenii nu avem capacitatea să avem mulți prieteni. Astăzi ideea de prietenie este falsă în societatea în care trăim. Astăzi oamenii au multă încredere în prietenie, însă prietenia este un lucru care nu merită toată încrederea. Prietenia din căsătorie datorită legământului merită toată încrederea, dar o altă formă de prietenie nu. Pentru că prietenia întotdeauna are la bază interesul, nu dragostea. Familia are la bază dragostea și interesul. Dar prietenia are la bază doar interesul, nu și dragostea. De aceea familia este singura prietenie care satisface și care dăinuiește, care este permanentă. Omul însă nu are omul are posibilitatea să-și facă mulți prieteni, dar nu are posibilitatea să întrețină relație cu mulți prieteni. Prietenia costă. Prietenia presupune relație, telefoane, discuții, să mănânci împreună, să vorbești împreună. Noi oamenii nu avem capacitatea să facem asta cu foarte mulți oameni. De aceea e o copilărie pentru mulți indivizi care își fac mulți prieteni, promit prin prietenia lor și nu sunt în stare să satisfacă prietenia. Pentru că prietenul tău va aștepta să-l suni, dar tu nu ai timp să-l suni pentru că ai prea mulți prieteni și nu poți să-i suni pe toți. Suni pe doi și pe zece nu. Și cei zece, uite domnule ce prieteni e cu tare. Tu nu ești un băiat rău, dar nu ai timp. Prietenia cere timp. Ei, unirea în căsătorie înghite totul. De aceea trebuie să dizolvi toate celelalte relații și să reduci intensitatea lor. Scriptura spune, va lăsa pe tata și pe mama. Asta nu înseamnă că îi va abandona, pentru că tata și mama trebuie cinstiți și respectați, că ei sunt oamenii care s-au sacrificat pentru noi. Trebuie doar intensitatea relației cu ei să scadă până la limita căsătoriei cu un alt partener. De astăzi înainte, deciziile le împărtășești cu altcineva. Sigur că poți să te consulți cu părinții, dar discuția cu părinții este consultativă, timp în care cu soția este executivă. Astăzi deciziile se iau între soț și soție, nu între partenerul căsătorit și părinții lui sau a ei. Și după aceea te întorci acasă și îi spui soție sau soțului, știi, eu am hotărât deja cu părinții mei. Unire cu partenerul înseamnă dezlipire de părinți. Asta nu o spun eu, asta o spune Evanghelia. De multe ori predicatorii sunt criticați pentru asta, dar sunt criticați de persoane care nu citesc Scriptura. Laurențiu, tu trebuie să te unești desăvârșit cu Rodica. Și această unire presupune unirea la toate cele patru componente ale existenței tale. Spiritual, intelectual, emoțional și fizic. Desăvârșită este unirea. Nici o prietenie nu presupune unirea la aceste patru departamente, patru entități. Nici o prietenie. Nici prietenia profesională, nici prietenia de camaraderie, nici un soi de prietenie, decât prietenia familială. Este o prietenie totală. Să vă respectați mamele, să-l respectați pe tatăl vostru, să vă respectați părinții că ei au trăit pentru voi și ei au investit în voi. Dar să țineți minte. Voi, într-o oarecare măsură, trebuie să vă dezlipiți de ei, să vă uniți și să aveți familia voastră, taina căsătoriei voastre și secretele voastre. Timp în care nu uitați pe cei care v-au crescut, v-au educat și poate și-au luat bucata de pâine de la gură în momente grele, nu ca aici, pentru ca voi să aveți ce să mâncați. Să fiți respectoși față de părinții voștri, să-i cinstiți, să le spuneți cuvinte frumoase, să apreciați calitățile lor, să nu vă aduceți aminte de eventuale lor defecte și să iubiți ca pe nimeni altcineva de pe pământ, pentru că ei v-au dat viață. Dar să nu uitați, voi sunteți una amândoi, nu cu ei.
Nevoia de acceptare totală este penultima nevoie pe care eu vreau să o prezint în dimineața aceasta, inspirată din versetul 20, citit în dimineața asta. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Nevoia de acceptare totală. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Frate Luigi, dar n-am pentru ce să mulțumesc. Vă mai aduceți aminte de întâmplarea aceea pe care predicatorii o spun deseori aici, când într-un sat din România, Ceaușescu, sărăcie mare, niște americani au trimis niște pachete, niște cutii mari cu tot felul de pachete, îmbrăcăminte, mâncare și alte obiecte necesare vieții. Și unei fetițe, care era fata unui om evlavios din biserică, toată copilăria ei a fost învățată de tatăl ei, mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, chiar dacă simți să te superi, tu mulțumește lui Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile există un bine când ești pocăit și stai lângă Domnul. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, Romani 8:28. Ei bine, la aceste ajutoare când au fost împărțite, acestei fete când a fost chemată la biserică să-și ia și ea partea ei, acolo, printre lucrurile date, ei a fost și o cârjă. Cârja este folosită de oamenii care de obicei au o problemă la un picior. Ea s-a întristat foarte tare și s-a gândit ce a vrut să spună conducerea bisericii când mi-a dat cârja. Vrea să-mi spună că voi avea nevoie de ea în viitor? Oamenii cam așa gândesc, ăsta e termenul oamenilor de a gândi. S-a întristat, s-a dus la tatăl ei plângând și a spus: tată, o copilărie întreagă m-a învățat să mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru ce? Privește cârja asta. Ce a vrut să spună conducerea bisericii când mi-a dat-o? Știți ce i-a spus tatăl ei? Tu trebuie să mulțumești Domnului chiar acum. Dar pentru ce, tată? Pentru cârjă? Și tatăl i-a spus zâmbind: să mulțumești lui Dumnezeu că nu ai nevoie de ea. În orice lucru, dacă vrei, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ceva. Când un om îți face răul, mulțumește-i că tu nu ești cel care faci rău, ești cel care îl ierți că a făcut rău. Mulțumește-i că nu ești ca el. În orice durere, în orice amărăciune, în orice încercare, în orice dificultate a vieții, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Laurențiu, dragostea ta pentru Rodica va fi suficientă ca să fii mulțumit tot timpul de ea. Tu ai ales-o. Faptul că ai ales-o te obligă de astăzi înainte să o iubești și să o respecti până în ultima ta clipă de viață. Iar dacă odată vei mai respira, atunci o iubești. Și dacă odată vei avea o gură de apă, să o dai ei să o bea. Pentru că este alegerea ta. Dintre toate fetele pe care le puteai alege, ai ales-o pe ea. Asta te obligă să o iubești necondiționat. Omule, necondiționat. Iar tu, sora Rodica, faptul că ai acceptat dragostea lui și l-ai ales prin faptul că ai acceptat, te obligă pe tine să-l respecti. Este soțul tău. Dacă vei vedea defecte în el, că este un om ca toți oamenii făcut din carne, să nu le discuți cu nimeni decât cu Dumnezeul tău. Dar cu nimeni, Rodica. Nimeni înseamnă nimeni. Cu nimeni. Pentru că tu le uiți că îl iubești, tu treci peste. Astăzi, în seara asta, vă certați, mâine dimineață vă împăcați. Dar dacă împărtășești asta cu cineva, acel cineva nu o să mai uite niciodată. Tu uiți datorită iubirii și relației de soț-soție, dar acel cineva nu mai uită niciodată. Și crede că din excepția greșelii lui Laurențiu face o regulă și crede că el așa e de obicei. Să vorbești cu toată lumea despre calitățile lui, însă doar cu Dumnezeu despre defectele lui. Să-l respecti nu pentru că e grozav, ci pentru că e soțul tău. Și dacă mai îl ții de mână până la momentul căsătoriei, trebuie neapărat să te ții de cuvânt restul vieții. Închei spunându-vă despre ultima nevoie. Nevoia de comunicare eficientă. Observați versetul 31. Vorbește despre faptul că omul este o ființă care comunică. Când Adam a fost în Eden, a avut ceea ce noi niciodată nu vom putea avea aici pe pământ. Și totuși n-a fost fericit. Dumnezeu se uită la el și îl vede îmbufnat. Trist. Știți de ce era singur? Acolo erau tot felul de vietăți frumoase. Animale, păsări. Era Dumnezeu cu el în răcoarea dimineții. Dar acolo nu era o persoană cu care să poată vorbi. Cu cine era să vorbească? Cu elefantul? În ce limbă? Cu ursul? Cu leul? Cu păunul? Cu cine? Cu șarpele? Vă pot înșira o grămadă de animale frumoase. Cu cine era să vorbească? În ce limbă? Păsărească? Omul avea nevoie de o ființă ca el cu care să vorbească în limba umană. Omul simte nevoia să vorbească. Întotdeauna omul este robul cuvintelor spuse și stăpânul cuvintelor nespuse. De aceea spui multe cuvinte altcineva, însă toate cuvintele cu ea și toate cuvintele cu el. Să comunicați unul cu altul, să vorbiți. Atunci când ești supărat, spune-i de ce ești supărat. Atunci când ești dezamăgită, spune-i de ce ești dezamăgită. Chiar dacă el nu te poate ajuta, simplu fapt că te ascultă este mai mult decât faptul că te ajută.
Comunicați unul cu altul. Însă să nu uitați că omul comunică, cum spuneam mai devreme, în patru feluri. Comunicați intelectual, gândurile voastre împărtășiți-le unul cu altul. Și eșecurile voastre împărtășiți-le unul cu altul. Comunicați emoțional. Spuneți-vă unui altuia ce simțiți. Dacă ceva te deranjează, nu tăcea spunând, lasă că trec peste. Tu nu vei putea să treci peste. Se mai acumulează încă un pic, încă un pic, încă un pic, se umple paharul. Și știi ce faci când se umple paharul? Te cerți. Spune atunci când paharul e jumătate, că atunci nu te cerți. Atunci ai echilibru emoțional să vorbești frumos. Nu țipi, nu te enervezi. Nu te auzi și vecinii, te aude numai el, numai ea. Domeniul spiritual, comunicați împreună. Nu cumva să nu aveți libertatea să nu vă rugați împreună Domnului. Am întâlnit familii care nu au îndrăzneala să se roage unul lângă altul lui Dumnezeu. Nu au îndrăzneala. Se roagă separat, unul se duce încolo și unul încolo și așa se roagă. Ce familie e aia? Ce unitate este aia? Țineți-vă de mână dacă aveți libertatea sau stați unul lângă altul și spune, Tată, Tu ne-ai unit. Indiferent că unul știe să se roage mai bine sau altul mai puțin bine, rugați-vă împreună Domnului, sunteți o familie, sunteți în aceeași echipă, sunteți în aceeași formație, sunteți în aceeași grupă numită familia Stoia, Laurențu și Rodica. Rugați-vă împreună Domnului, citiți împreună Scriptura. Cum vă permiteți voi seara să nu deschideți Scriptura să citiți doi psalmi? Lăsați-l pe Van Damme! Citiți și din Evanghelie. Citiți un psalm. O să vă facă bine la suflet. Vrei un soț mai iubitor, pune-l să citească Biblia. Dacă vei o nevastă mai supusă, pune-o să citească Biblia. Citiți Biblia, rugați-vă, postiți împreună. Încurajați-vă viața spirituală împreună și nu neglijați nici unirea voastră fizică. Toate aceste patru componente Dumnezeu le-a lăsat și Dumnezeu vrea să vă implicați în ele. Aș vrea în dimineața aceasta să închei cuvântul pe care l-am avut de predică pentru voi la nunta voastră. Și să mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, toate așteptările și visele din inimile voastre să fie împlinite de Domnul, care în această dimineață se implică în legământul vostru. Și acest Dumnezeu nu o să vă uite niciodată. O să vă uite oamenii, uneori chiar păstorul, că și el e om. Dar cel care nu uită este Domnul. Va fi dimineața cu voi, va fi seara cu voi, va fi când zâmbiți, va fi când plângeți, va fi mereu. Pentru că astăzi vă implicați într-un legământ. Luați aceste lucruri ca niște soluții și puneți-le peste problemele care vor fi dizolvate. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi și cu dumneavoastră toți. Amin. Ascultăm corul urmat de fanfara.